Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Parfumul, semnat de Patrick Süskind. Acțiunea se desfășoară în secolul al XVIII-lea în Franța, unde într-o piață murdară din Paris se naște un copil. Mama acestuia nu-l vrea și astfel Grănui ajunge să trăiască printre străini. De mic, Grănui observă un lucru și anume că oamenii din jur nu-l agrează și că le este frică de el. Motivul este unul aparent simplu și anume că Grănui nu are un miros. În schimb, Grănui are un simț olfactiv foarte dezvoltat, fiind capabil să simtă absolut toate mirosurile din jurul său. La un moment dat devine calfă la un tăbăcar și mergând pe o stradă simte un miros extraordinar de frumos. Își dă seama că provine de la o femeie și atunci decide că vrea să cunoască mai multe detalii legate de parfum și de cum se face acesta. Ajunge calfă la un parfumier și începe să învețe această meserie. Tot în această perioadă, din împrejurimi, încep să dispară femei tinere, iar legătura dintre Grănui și aceste dispariții este una destul de macabră. Mi-a plăcut foarte mult acest roman, nu neapărat datorită subiectului, ci datorită modului fidel în care cuvintele transmiteau senzațiile și mirosurile. Mi-a plăcut foarte mult faptul că atunci când citeam despre o piață murdară din Paris, parcă simțeam acele mirosuri respingătoare sau când naratorul descria o piață de flori, simțeam toate acele arome. Este o senzație foarte frumoasă și nu am mai întâlnit o altă carte în care să simt la fel de bine mirosurile care sunt descrise în text. Personajul principal, Grănui, mi-a plăcut mult datorită faptului că este interesant și pentru că este un om neînțeles. Grănui a fost forma de societate și anume societatea este cea care i-a influențat copilăria, alegerile și deciziile. Societatea este cea care l-a împins pe Grănui să devină omul de la finalul romanului. Atitudinea lui este dată de singurătate și de incapacitatea de a crea o legătură cu cei din jur. Mi-a plăcut mult descrierea Parisului și a diferenței între clasele sociale, toată lumina și frumusețea de care au parte cei de sus și toată mizeria, sărăcia și tristețea de care au parte cei de jos. Grănui este un personaj care se află undeva în afara acestor grupuri de oameni, care observă cumva din exterior tot ce se întâmplă și viața lui are un alt curs, are alte reguli și are alte bucurii. Finalul este destul de întunecat, dar în același timp reprezintă exact urmarea unei lipse de apartenență și urmarea unei singurătăți asuprite. Per total, Parfumul este o carte frumoasă prin senzațiile olfactive pe care le transmite, dar în același timp este o carte destul de întunecată și, în concluzie, dacă vă plac lecturile sinistre și cu un subiect mai serios și macabru, acest roman este cu siguranță pentru dumneavoastră. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!